Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu și acest lucru este foarte important. Este important pentru că avem de-a face cu cea mai importantă problemă a vieții omului, relația cu Dumnezeu. Nimic altceva, dragii mei, nu poate înlocui în importanța acest lucru. Ceea ce este legat de relația cu Dumnezeu nu poate fi înlocuit de nimic pentru că de ea atârnă viața noastră. Și nu este vorba numai despre viața aceasta care este trecătoare, ci este vorba despre viața veșnică, dar, așa cum am văzut și până acum, noi avem de-a face nu cu un om, asemenea nouă, ci cu un Dumnezeu a cărui natură este una separată de orice păcat. Din acest motiv și apropierea noastră de Dumnezeu trebuie să respecte anumite condiții. În toate jerfele pe care le vedem prezentate poporului evreu în Carta Levitic, ne întâlnim cu imaginea pe care Dumnezeu o are despre noi și, de asemenea, cu imaginea celui care a fost trimis de Dumnezeu pentru noi, pentru rezolvarea problemei păcatului nostru. Să ne întoarcem acum la capitolul 5 din cartea Levitic și să începem chiar cu primul verset. Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui, nespunând ce a văzut sau ce știe, și va cădea astfel sub vină, și va continua Dumnezeu cu anumite lucruri. Sunt prezentate aici patru păcate pentru care se cere ispășire. Numai că cele patru păcate enumerate aici sunt doar niște exemple. Dacă ar fi să numim toate păcatele, am umple toată cartea Leviticul. Am auzit că un predicator a alcătuit o listă de 800 de păcate concrete care i-au venit în minte. A fost copleșit de scrisori de la oameni care doreau să aibă această listă. Probabil că nu găsiseră ei înșiși 800 de păcate și vreau să vadă care lipseau. Aici, în capitolul 5 din această carte Levitic, ni se dau numai câteva exemple. Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui nespunând ce a văzut sau ce știe, își va purta nelegiuirea. Cu alte cuvinte, dacă un martor a văzut sau știe ceva și nu spune adevărul, în detrimentul altei persoane, acesta este un păcat prin omisiune. Și astăzi se păcătuiește des prin omisiune. Mulți oameni vin la biserică fiind convinși că au mâinile curate pentru că, spun ei, nu au omorât pe nimeni și nu au furat nimic. Dar gândiți-vă la cuvintele apostolului Iacov. Cine știe să facă un bine și nu face, să un păcat. Solomon s-a rugat Domnului cu privire la această temă, mărturisirea adevărului de către un martor, atunci când este silit să facă un jurământ. Iată cum sună cuvintele lui Solomon. Dacă va păcătui cineva împotriva aproape lui său și va fi silit să facă un jurământ, și va veni să jure înaintea altarului tău în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, lucrează și fă dreptate robilor tăi. O suntește pe cel vinovat și întoarce vina purtării lui asupra capului lui, dă dreptate celui nevinovat și făi după nevinovăția lui. Fragmentul acesta îl găsiți în capitolul 8 din prima carte a Regilor. Să vă dau un exemplu de păcat prin omisiune. Bârfitoarea orașului trece prin centru și îl vede pe președintele băncii traversând strada. Secretara iese din bancă puțin mai târziu și încercând să treacă strada este lovită de o mașină. Președintele băncii vede ce se întâmplă, aleargă spre femeia căzută la pământ, o ridică în brațe și o duce spre un taxi și de acolo la spital. Bârfitoarea aleargă la un telefon și o sună pe soția președintelui băncii spunându-i Știi, dragă, l-am văzut pe soțul tău ținând în brațe altă femeie. Desigur, este o poveste imaginară. Deși acesta era un fapt incontestabil, nu era adevărul întreg. Ea a păstrat nespus o informație prețioasă. Acesta este un păcat prin omisiune. Eram într-o întâlnire cu mai mulți creștini și aceștia au început să vorbească despre predicatorul lor. Au spus câteva lucruri care erau adevărate, dar nu au prezentat tot adevărul. Au spus numai o parte din poveste, fără să arate întreaga situație, contextul ei. Ei erau gata să-i lase pe toți ceilalți participanți la întâlnire să creadă că au auzit toată povestea. Aceasta este o încălcare de lege, un delict în ochii lui Dumnezeu. Este unul din păcatele cele mai rele care pot fi comise. Observați că aici, în capitolul 5 din Cartea Levitic, este trecut primul pe listă. În Cartea Proverbe găsim o listă de lucruri pe care le urește Dumnezeu. Printre acestea se numără și limba mincinoasă. Vă amintiți că Domnul Isus nu a vorbit în timp ce era judecat. El și-a păstrat liniștea și pacea. Dar când a fost obligat să jure, a rupt tăcerea. Atunci nu a mai fost ca o oaie mută înaintea celor ce o Sub jurământ, Domnul Isus nu a mai tăcut, ci a vorbit, aducând mărturia adevăratei sale identități. Dragii mei, sunt nenumărate păcatele pe care trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu pentru ca vina lor să fie ridicată de peste noi. Dar să continuăm cu versetul 2. Sau când cineva, fără să știe, se va atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de case necurate, fie de hoitul unei târătoare necurate și va băga apoi de seamă și se va face astfel vinovat. Acesta este legea referitoare la necurăție. Omul putea deveni necurat prin contactul cu un animal mort, fără ca măcar să-și dea seama de lucrul acesta, în timp ce alții erau martori la acest incident. Cadavrul unui animal ducea la necurăție, și de aceea nu trebuia atins. Avertismentul era dat probabil din motive de sănătate. Acest fragment, însă, are ceva de spus și pentru creștinii de astăzi. Nu putem fi în lume fără să devenim necurați din cauza lucrurilor pe care le vedem, pe care le auzim, pe care ajungem să le gândim. Noi suntem necurați. Poate că nici nu ne dăm seama că am venit în contact cu un lucru necurat. Poate că lucrul respectiv este ascuns pentru noi, astfel că nu suntem conștienți de prezența Lui. Dar nu trebuie să ajungem în prezența Lui Dumnezeu înainte de a fi curățiți. De aceea spune psalmistul, cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Psalmul 19 Noi nu ar trebui să ne rugăm pentru iertare doar la modul general, ci să ne spunem pe nume, concret, fiecare eșec înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lui iertare. Mai mult, trebuie să ne rugăm și pentru iertarea păcatelor de care nu suntem conștienți. Uneori suntem necurați fără ca măcar să ne dăm seama de acest lucru. Versetul 3 Sau când cineva, fără să -i ia seama, se va atinge de vreo spurcăciune omenească, de orice spurcăciune care face pe cineva necurat și va băga de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat. Observăm asemănarea cu cazul animalului necurat, dar Dumnezeu face o deosebire clară între om și animal. Pedeapsa pentru aceasta este mai aspre decât cea pentru atingerea trupului unui animal mort. Se pare că mai existau și alte deosebiri referitoare la necurăția omului în afară de cea a unui trup mort. Sau când cineva vorbind cu ușurință, jură care se facă ceva rău sau bine și nebăgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu și se face astfel vinovat. Sper că ați luat aminte la aceste cuvinte. Este vorba despre vorbirea ușuratică. Uneori promitem să facem un lucru pe care apoi nu-l mai facem. Promitem să-l slujim pe Domnul. Iefta este exemplul unui om care a promis ceva pe negândite, și anume că își va aduce fica drept jerfă. Simon Petru a declarat cu enfază că nu îl va părăsi pe Domnul și că va muri apărându-l. A făcut-o el? Nu. Auzim și astăzi tot felul de promisiuni făcute Domnului. Cântările noastre, de exemplu, sunt pline de astfel de promisiuni. Am auzit cântări în care existau angajamente față de Dumnezeu, în care se promitea că îl vom urma pe el toată viața, că îl vom iubi și că vom muri pentru el. Dar, dragi prieteni, le cântăm cu atâta superficialitate, încât nici măcar nu mai știm ce spunem. De asemenea, cred că este o dovadă de vorbire neglijentă și de îngânfare să cerem de la Dumnezeu să ne dea neapărat un răspuns la rugăciunile noastre. Este necesar să ținem minte că rugăciunile noastre trebuie să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă cerem ceva după voia lui, el ne va da acel lucru. De unde am luat noi ideea că putem cere orice de la Dumnezeu? Și se va face astfel vinovat de unul din aceste lucruri, spune Domnul, și se referă la cele patru lucruri enumerate anterior, dar, tot la fel de bine, puteau fi incluse multe altele. Să mergem mai departe. Când cineva, deci, se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul. Apoi să aducă lui Dumnezeu ca jerfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut o parte femească din turmă și anume o oaie sau o capră ca jerfă ispășitoare. Și preotul se facă pentru el ispășirea păcatului lui. Aici este poruncită mărturisirea pentru prima dată. Celelalte jerfe erau o recunoaștere publică a vinei. Aceasta avea de-a face cu păcatele ascunse, fie împotriva lui Dumnezeu, fie împotriva omului. Vă amintiți probabil din capitolul 7 al cărții Iosua, când Acan a luat argintul și aurul din prada de război, această încălcare de lege a trebuit să fie pedepsită în mod public. Trebuia să fie așa din cauza naturii păcatului făcut de Acan. Punerea mâinilor la celelalte jerfe reprezenta o recunoaștere a păcatului. În jerfa pentru vin, așa cum este prezentat aici, vedem că mai întâi trebuia să vină mărturisirea și abia apoi jerfa propriu-zisă. În jerfele de un miros plăcut Domnului, întâi se aducea darul oferit ca jerfă, înainte de orice intenție de mărturisire. Dar în cazul jerfei de vină, lucrurile stau altfel. Cred că Domnul nostru Isus Hristos a gândit la acest lucru în predica de pe munte, în capitolul 5 din Evanghelia după Matei, credinciosul, vedem acolo, trebuie să-și mărturisească păcatul lui Dumnezeu, dar și să repare răul făcut părții vătămate. Jerfa pentru vină era o jerfă de ispășire pentru păcat, pentru că toate păcatele și-au originea în natura noastră păcătoasă. Noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Păcătuim pentru că suntem păcătoși cu o natură păcătoasă din cauza că ca această jerfă era pentru o faptă păcătoasă, care constituie unul din multele aspecte ale naturii păcatului, valoarea jerfei nu era la fel de mare ca valoarea jerfei pentru păcat, așa cum este ea exprimată în capitolul 4. Iată ce spune în versetul 7 din capitolul 5. Dacă nu va putea să aducă o oaie sau o capră, să aducă Domnului ca jerfă de vină pentru păcatului două turturele sau doi pui de porumbel, unul ca jertfă de ispășire, iar celălalt ca ardere de tot. Accentul este pus pe jertfa însăși, nu pe caracterul sau poziția celui care o aduce. Era nevoie de două turturele sau doi pui de porumbel, unul ca jertfă de ispășire, iar celălalt ca ardere de tot. Persoana și lucrarea lui Hristos sunt prezentate în cea mai săracă dintre jerfe. Acesta era jerfa celui sărac, Hristos a predicat săracilor aducându-le vești bune. A vindecat pe săraci. I-a înconjurat cu dragoste. Dar iată ce se spune despre jertfă. Să le aducă preotului care va jerfi întâi pe cea care are să slujească drept jertfă de ispășire. Preotul să-i frângă cu unghia capul de la grumaz fără să-l despartă. Să stropească un perete al altarului cu sângele jerfei de ispășire iar celălalt sânge să-l stoarcă la picioarele altarului. Aceasta este o jerfă de ispășire. Deși capul nu era despărțit de corpul păsărei, trebuia vărsat sânge. Cealaltă pasăre să o pregătească drept ardere de tot după rânduielile așezate. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispășirea păcatului pe care l-a făcut și se va ierta. Păcătoasul era iertat de plin chiar dacă aducea ca jertfă această micuță pasăre. Toate acestea ne duc cu gândul la Hristos, jertfa unică și suficientă. Dacă nu poate să aducă nici două turturele sau doi pui de porumbel, să aducă pentru păcatul lui ca dar a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii și anume ca dar de ispășire. Să nu pună un delem pe ea și să nu adauge nici tămâie, căci este un dar de ispășire. Dragii mei, nici cel mai sărac dintre săraci nu era trecut cu vederea. Dumnezeu nu punea limite maximale. Dacă omul nu avea nici măcar o pasere, putea aduce ca jertfă ceva ce făcea cât o bucată de pâine. Aceasta era înlocuitorul de care era nevoie pentru ispășirea păcatului său. S-o aducă la preot și preotul să ia din ea un pumn plin ca aducerea minte și să o arde pe altar, ca și pe darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Acesta este un dar de ispășire. Astfel va face preotul pentru omul acela ispășirea păcatului pe care l-a făcut față de unul din aceste lucruri și îi se va ierta. Cealaltă parte care va mai rămânea din darul acesta să fie a preotului, ca și la darul de mâncare. Dar să mergem acum la păcate care nu sunt enumerate în mod concret, dar pentru care trebuie să se facă ispășire. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Când cineva va face o nelegiuire și va păcătui fără voie față de lucrurile închinate Domnului, să aducă Domnului ca jerfă de vină pentru păcatul lui un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în sicli de argint, după siclul sfântului locaș să mai adauge a cincea parte la prețul lucrului cu care a înșelat Sfântul Locaș și să-l încredințeze preotului și preotul se facă ispășire pentru el cu berbecile adus ca jerfă pentru vină și se va ierta. Această jertfă pentru vină subliniază faptul că avusese loc o încălcare a drepturilor lui Dumnezeu și ale omului. Era nevoie să fie îndreptat răul făcut altora, Trebuia adus lucrul cu care fusese făcută înșelăciunea plus a cincea parte din valoarea lui. Probabil că la așa ceva s-a gândit Zacheu când a spus că va da jumătate din averea sa la săraci și va înapoia de patru ori mai mult celor pe care îi înșelase. Se pare că răul, greșala cea mai mare făcută din neștiință, se referea la zeciuiale sau jerfe și însemna al fura pe Dumnezeu. În cartea Maleahii, la capitolul 3, versetele 8 și 9, găsim același lucru. Iată ce spune cuvântul Domnului. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul, în întregime. Domnul făgăduise bine cuvântări poporului dacă își va aduce zeciuielile la casa visteriei binecuvântări atât de mari încât nu va mai fi loc să adune totul. Iată cum sună un avertizment din Eclesiastul, capitolul 5. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Pentru o astfel de neglijență față de cei se cuvine lui Dumnezeu, era nevoie de o jerfă pe măsură. Era vorba de un berbec. Aceasta era o jerfă de o valoare mai mare. Și astfel ne ducem cu gândul la Hristos, jertfa noastră prea scumpă, mielul fără cusur și fără prihană. Prin această jertfă se obținea iertarea pentru cel care se făcuse vinovat de un păcat din neștiință. Când va păcătui cineva făcând, fără să știe, împotriva uneia din poruncile Domnului, lucruri care nu trebuie făcute și se va face vinovat purtându-și astfel vina, să aducă preotului ca jerfă pentru vină un berbece fără cusur, luat din turmă după prețuirea ta, și preotul se facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe și se va ierta. Aceasta este o jerfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat față de Domnul. În aparență, aici este vorba despre încălcarea oricărei porunce a lui Dumnezeu din neștiință, necunoașterea legii nu este o scuză. Același lucru este valabil și în cazul legilor de tot felul ale statului. În ciuda necunoașterii poruncii, păcătosul era vinovat și făcut răspunzător pentru vina sa. Și în acest caz este adus ca jerfă de ispășire un berbec. Ritualul acestei jerfe respectă modelul jerfei pentru păcat, cu excepția stropirii cu sânge, care se desfășoară după modelul arderii de tot și al jerfei pentru pace sau de mulțumire. Dar vom discuta amănuntele când vom ajunge la capitolul 7. Iată, dragi prieteni, cu câtă grijă acoperă cuvântul lui Dumnezeu cele mai mici detalii în ceea ce privește ispășirea. Dragii mei, este nevoie ca cineva să facă această ispășire pentru noi. Dacă ea nu este făcută, atunci noi înșine trebuie să îi spășim, adică să plătim penalitatea pentru păcatele noastre. Dumnezeu însă s-a gândit la acestea. Dumnezeu a trimis pe Domnul Isus, Fiul Său, pentru a face ispășire pentru noi. Cu alte cuvinte, El este cel care înlocuiește berbecele, înlocuiește orice altceva care trebuia adus pentru jerfă de ispășire, dar mai mult decât orice, ne locuiește pe noi. Tot ce trebuie să facem este să recunoaștem că avem nevoie de aceasta și să acceptăm că Dumnezeu a făcut această ispășire pentru noi prin Domnul Isus Hristos. Aceasta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, dragi prieteni. Care este tratamentul pe care îl aplicăm noi? Îl ascultăm noi, făcând ceea ce ne spune, sau îl înșelăm, pentru că, de fapt, îi suntem datori cu ascultarea? se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.